Neața lume, continuăm Naruto cu episodul 112, un episod în care se va întâmpla ceva și încep să se certe ăștia din echipa lui Shikamaru. Numai ce și-a făcut-o și deja încep să se certe miți între ei. Iar episodul începe cu Neji, care și-a dat să se vadă pe ăștia cum se odihneau aici și zice, am găsit. Aha, bun, perfect, atunci haide să mergem să nu repede pe Sasuke înapoi. El va zice, bă, nu, că eu cu juțul meu nou, Choji, bă, nu, că eu cu juțul meu nou. Iar și Shikamaru le zice, stați mă să facem planul, unde vă duceți așa. După ce se face planul, sărim Stătea aici în tufă, bă ce bine că nu ne văd ăștia, unde o fi Sasuke că nu-i Sasuke, Neji zice vezi că e băgat acolo în Putina cu murături și după aia Sakon aruncă un kunai cu trei pergamente din astea explozive, bam, mare explozie și aruncă pe ăștia doi fix la ei mă. Dar ce să vezi, tot ce se întâmplă acum face parte din planul lui Shikamaru, că știți că ăsta e creier. Se ridică Shikamaru și le zice bă stați că n-am venit să ne luptăm, am venit aici ca să negociem. Pe bune mă zice Kidomaru, păi și cum e acei <laughs> și trage pe ăștia. 3 legați cu pânza lui. Moment în care Kiba își folosește bomba fumigenă. Și se creează aici fumul între ei, dar Kidomaru zice, bă, degeaba, că eu nu trebuie să vă văd. Din moment ce am băgat pânza mea pe voi, poți să te duci un vrei, eu nu mai trebuie să te văd. Era să fie, zice și Kamaru, mai ține de cap cana atunci cu două sârme. E, se pare că a fost momeală, că erau trei sârme, dar sârma a treia era firul ăsta și nu avea cum să-l vezi. Atât de subțire e. Nu mă gândeam că aveți pe cineva cu asemenea abilitate în grupul vostru. Și a vrut Kidomaru să-l înjure pe asta. Dar nu s-a mai mișcat corpul. Că ce să vezi și Camaro i-a prins pe toți. Da, mă. Deci tot planul era ca să le distragă atenția, să-i prindă cu umbra lui. Mai fir ar să fie, zice Sakon. Stai să vezi ce abilitatea am eu. Și nu ne arată, dar dintr-o parte este atacat și Camaro cu șuricane și atunci a trebuit să le dea drumul astora. Și direct Jirobo, stilul pământului barieră, că știți că ăștia main barieră. Toți să creează așa un val de pământ și a prins pe toți în barieră. Că acum vedem că băiatul ăsta mai are un cap. Deci ceva s-a întâmplat aici. u, oare ce să fie? Înă un într-un barieră? Mă, cine e băia asta? Jirobo le spune, bă, ăștia să ai mei, vreau să mă recuperez cât mai mult posibil. Bine, după ce îi mănânci să vii după noi. Și a luat ăștia ciuborul cu Sasuke și pleacă. Naruto, bă, dă-ne pe drumul. Aș bă, din gură, îi spune Kiba. pare să fie un zid din pământ. Bine, bă, Neji. Bă, ce noroc că lau pe Neji cu ei. Că-ți dai seama că dacă Neji nu era acum să le zică că pare să fie un zid din pământ, ăștia se gândeau, bă, o fi apă, o fi foc, o fi lemn. Cine știe în ce capcană ne-o fi prins ăștia. Dar norocul lor cu care a zis, bă, nu, 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 no, nu, no, bă, fiți atent. Părerea mea, părerea mea, ca om care are biacugan, cred că ăsta e din pământ. Dar nu era sigur. <laughs> ca, să vezi faza. Nu, era sigur că e din pământ. Bă, nu știu ce fel de zid e, zice Kiba, dar trebuie să-l dărâmăm neapărat. Dar atunci, bineînțeles, că începe cu tehnica lui de colț pe colț și se învârte în zid. Dar a rămas lipit de zid ca omul pe și s-a dat puțin de dar nu suficient ca să treacă dincolo și ce să vezi că se recuperează zidul. Ba, nu e bine. Și acum sunt toți închiși aici și Neji zice, bă, fiți atenți, am o idee. S-ar putea să nu fie doar un zid oarecare din pământ. Ena și folosește bia cu ganu și vede că se ducea chakra așa prin zid. Mă, ce naiba o fi? Se uită la mâinile lui și vede că chakra i pleca din corp. Și după aia îl arată din afară pe Jirobo care efectiv asta făcea, mânca chakra lor. Bă, nu-i bine zice Neji, ne mănâncă asta chakra. Era să fie, mă așteptam ca bariera asta să facă ceva, dar nu ceva atât de agresiv. Naruto supărat zice, cum îndrăznești să miei chakra? El se plânge, care are vulpea în el. Da, ăștia ceilalți. Jirobo zice, bă, îmi place chakra asta. Mulțumesc pentru cină. <hî>, a fost o masă copii copioasă. Stăteau toți acum pe jos. că i-a cam leșinat furtul ăsta de ceacra, că se uită neji la Naruto și vedea cum pleacă ceacra din el. Și Camaru se gândea, bă, dacă era să mă prindă inamicul, măcar să fie aflat toate abilitățile lor. Așa suntem într-un mare dezavantaj. Kiba zice, bă, eu nu mă dau bătut. Până nu mi-a ăsta toată ceacra, o să încerc să fac o gaură. Acamaru ia și mănâncă pastila asta. Știi cum face Acamaru când mănâncă pastila, se face tot roșu și începe să mi une pe aici? Hai să folosim tehnica și se transformă Acamaru în el și după aia, colț pe colț amândoi. Și a început să să se bată pe aici prin peșteră. Bine că nu i-a pe prietenii că sărea foarte aproape de ei. Dar Jirobo le zice: "Bă, degeaba, nu se sparge asta. A Camaru nu mai poate a obosit și acum începea să se vindece peștera. Dar și Camaru se uita foarte atent să vadă cât de repede se repară. Kiba zice: "Bă, dacă mai o ținem așa, nu cred că rezistăm 10 minute. O să pierdem toată chakra și a e Naruto încerca să și facă o Rasengan dar oricum rasengan nu știți că era greu de făcut și mai ales acum că e mai fura asta din chakra, n -a nicio șansă să iese. Dar de ce noi a Rasenganul prima oară când i-a prins, înainte să le ia Știi cum a făcut Cușca? El să zică, bă, stați băieți, cam eu un juțul nou care sparge orice. Și așa e. Adică făcea la sanganu, bam, direct în perete, nu stăteam la discuție. Acum, prea târziu. Dar și Camaru are mare plan. Strigă la Jirobo, și zice, bă, fii atent. vreau să vorbesc cu liderul tău. Noi nu o să mai mergem după Sasuke, nu mă lasă ne să ieșim de aici. Interesantă chestie, zice Jirobo, dar voi sunteți prada mea, n-am cum să vă las să plecați. Bine, -a, atunci, lasă mă atunci lasă-mă numai pe mine să plec și rămâi cu ăștia. Sta mă cum adică? Băi, și camară despre ce vorbești? Oh, 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 zice Jirobo, ați început să vă certați între voi Păi da, dacă tu ești liderul, cine ai bat de lider ești tu? Nu m-aș fi gândit că o să fii singurul care cere îndurare. Foarte urât din partea ta. Nu ești calificat să fii responsabil cu viețile camarazilor tăi. Ce o se supărase aici, că știe că și camarul are un plan, să-l abandonezi pe Sasuke și după aia să încerci să strădezi prietenii. Asta înseamnă să fii ciunind din satul Konoha. Cineva ca tine merită să moară neapărat. Nu o să te lasă aici niciodată. Dar la fel. Bă, și camarole. eu am avut încredere în tine, mă, dar acum nu mai am gata. <laughs> Bă, da, ce cazan și asta. Hai să ne batem afară, dacă ești mecher. Moment în care Chibai spune, deci prost. e păi, dacă puteam să ieșim afară, nu mai eram aici. Nu <gântu -i> cum adică hai să ne batem afară dacă ești mecher. Păi scoate de tu dacă ești mecher. Iar Cioji le zice, bă, tăceți un pic. A. Acum și Camaru face semnul ăsta, care semnul ăsta bate orice. Nu contează cine ești când și Camaru s-a pus așa. Gata, it's done. Cioji începe să bage niște chipsuri. Mă ce face asta, mă de ce mănânc acum? Așa face el. <gântu -i> Bag niște cage bușin o să-i sparg. te duci, măi zice Neji. Dacă inamicul și-a pus ceacra pe pește asta și se repară când ea. Pe une unde dai tu nea. Sigura modalitate ca să o spargem e dacă am avea un taijutsu suficient de puternic ca să-l spargem dintr-o lovitură. Bă, cineva cu taijutsu mai mare decât al meu și al lui Naruto ar mai fi Cioji, dar uite-te la Cioji nu face nimic. Și s-a trezit și cam gata. Ii zice lui Neji, îi zice Neji, băi, nu poți să-ți folosești ceacra care ți-a mai rămas să te uiți la zidul din spatele lui Choji? A, ok. Naruto îi zice, taci din gură și camaru. Acum veni și cu ideile tale. Dar Cioji zice, bă Naruto, tu nu mai ții minte ce ne-a zis și camaru când ne-a adunat de s-a format echipa asta și aduce aminte că în misiunea asta nu-mi miți să mai fiu un leneș, pentru că sunt responsabil de viețile voastre. Apoi spune lui Kiba să încerce iară să dea în zidul din spatele lui Choji. Ok, nicio problemă. Începe asta să se învârtă pe zid. Jirobo zicea la să încercați de câte ori vreți, nu o să meargă niciodată. Și acum se uită Neji cu Byakugan-ul Și zice, mmm, naruhodo, naruhodo. Am înțeles de ce acolo. E, Neji, marchează locul ăla pe care l-ai văzut cu Kunai. Choji, ești pregătit? Da, cumbă. Naruto nu înțelegea, mă, cine se întâmplă? E cum ți-am zis mai devreme, toată peștera asta are ceacra Dar fiind dita mai peștera, N-are cum să aibă chakra distribuită în mod egal pe toată suprafața. La asta se gândea și Camarul. Păi și de unde a văzut el că nu are toată chakra peste tot la fel? Pei nu mai mă minte mai devreme când a Camaru și Chiba au dat amândoi prin toți pereții. Și Kamaru a văzut că nu toate locurile se regenerează la fel de repede. Și dă asta cu kunaiu și spune că s-a gândit și Camaru că probabil trebuie să fie o zonă unde e mai puțină chakra. Plus că după ce a vorbit cu inamicu, și a dat seama de locația lui. Și atunci n-a fost greu să se gândească că gen bucata de peșteră cea mai departe de el ia un ceacra ar fi cel mai puțin băgată, că e mai departe. Uite ce frumos a desenat aici, a băgat în iglu. Înțeleg, înțeleg, zice Kiba, deci ca să spăcălești din cum mai întâi trebuie să spăcălești prietenii. Păi și Choji și-a dat seama de plan, mă. Ăsta e motivul pentru care a început să bage chipsurile alea, ca să-și adune ceacra. Se pare că n-au lucrat degeaba ca o echipă în toți acești ani. Chiosi este rândul tău, ok? Începe ăsta cu expansiune, juțu. Se face bolovan și începe. Goră, 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 Și dă zidul ăsta, ne marca să Și se învârte în el până îl spargem. Iese Cioji prin zid. Dă -te și odată cu el Bă, și toți. Bă, Cioji, tu chiar ești incredibil. Bravo. Hehe. He. Și așa terminat episodul. Deci am stat un episod în peștera lui Jirobo. Acum să vedem unde mai stau băieții în episodul care vine. Sper că v-a plăcut acest episod. Până data viitoare să aveți o zi incredibil de bună. Like, share, subscribe și ne au de mâine cu episodul următor.